videoclipul de azi vă voi prezenta aparatul de spălat cu presiune de la Carrefour de 2000 de W. Doza de spumare. Lancia de spălat. Cablul este pe un tambur care se învârte pe mânier. De aici îl deschidem, închidem. Denumirea lui originală este Hi-Tech. Aici puteți vedea toate detaliile. Iar acum să vedem cum se comportă la mizerie, care e destul de generoasă. Haideți să-l testăm, să vedem dacă dispare noroiul. Avem furtun de 5 metri. E suficient. Dacă era de 10, era mai ok. Uitați diferența, este curat. Uitați cum a fost înainte. Haideți să încercăm să dăm și aici, că uite aici e mai multă mizerie, să-l testăm și aici. Ia uitați aici, ce gros e. Pentru un aparat de spălat de buget redus, e destul de ok. Pentru uz casnic, e perfect. Spălat mașina, diferite covare mai subțiri, care nu sunt. Singurul dezavantaj e pistolul de spumare, care ar trebui înlocuit. Tiuza e foarte largă și nu face spumare, nu face spumă, nu împrăștie, consumă foarte mult
lichid. În rest, aparatul este ok. Acesta este aparatul. Raport calitate-preț este ok. Singurul dezavantaj, v-am spus, este... Uitați, nu mai este noroi, dispărut. Curățenie totală, frumos. Perfect. Nici pe praguri, nimic. Noroiul e jos. Vă voi arăta încă un filmuleț, în continuare, să vedeți cum am spălat un vas rotund, plin de mușchi, de verdeață, care a stat mulți ani afară și s-a depus mușchi și verdeață pe el. Cât de ok l-a curățat.